A 10-a victorie la rând și BC Timișoara e din nou lider. Leii din Banat au trecut sâmbătă seară de CSU Sibiu cu 101-97 și au revenit în fotoliul de lider. Timișorenii au trăit din nou periculos pe final. Au avut 14 puncte avans, dar sibienii s-au apropiat la unul singur. Last 7-8 seconds. Slam dunk-ul lui Arci și coșul de 3 puncte al lui Zlatko Jovanović au adus însă victoria, însă nu și bucuria pentru antrenorul Badnjarević. The best thing is that we won that game. E bine că am câștigat, dar dacă e să vorbim de basket, nu sunt mulțumit deloc. Am jucat groaznic, a fost și presiunea mare, am jucat stresați și nu ne-am apărat cum trebuie. Am reușit de câteva ori să facem o diferență mare și din această cauză Sibiul nu a reușit să ne ajungă. Jucătorii au fost în schimb foarte fericiți că au trecut și de CSU Sibiu. Din nou pe primul loc. Cel mai bine. Mă simt extraordinar. Ce să zic, sincer, nu ne așteptam să fie atât de greu. Dar i-au venit pregătiți aici și nu credeam că... Am văzut meciul Asesoft la Sibiu și nu credeam că va fi atât de greu. Echipele, să spunem așa, că sunt egale din punct de vedere valori. Dar noi cred că am jucat cu inima și din cauza să suntem unde suntem. Tonight it was hard game. A fost un meci dificil. Sibiu e o echipă foarte bună. Noi am jucat însă de parcă era un meci de calificare într-o finală. Am reușit să rămânem luciți până la final și am câștigat. Oaspeții au recunoscut că alvioleții au fost superiori. Au câștigat ei că au fost mai buni. Asta este scorul foarte strâns, așa că puteam și noi să câștigăm, dar eu zic că i-au meritat victoria. Jovanović cu 29 de puncte și Arci cu 28 au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor. Leii din Banat vor juca etapa viitoare miercuri în deplasare cu Dinamo.